extraordinară la un moment dat. Bă, dacă noi doi luăm puterea, mi-a fost o frică îngrozitoare, zic, vede mama la televizor, eu dau ordin ca toți pușcăriașii să învețe Evanghelia pe din afară. Și eu zic, domnul Gigi, dar nu credeți că chiar dacă învață Evanghelia, dau cu toporul în cap la mine? Bă! După domnul Purim la a zis, tu dacă veți Evanghelia pe din afară, ori a ajuns sfânt, ori tâmpit, clar. Deci ele taie, domne. Avea replici de dinică în filme. Extraordinar, da. Da. Și stă dacă îl juca dinică pe Gigi. Nea Gigi, Dumnezeu să-l odinească. Celălalt, altul. Da. Avea adică sinteze astea, dar și cum să nu... Asta este tot, domnule. Da. Atâta să nu fiți angajatului, că în rest cu oameni care... E ca în căznicie cu el. Dacă perioada de logodnă e bună. Mă, și vedeți pe mine acolo pe la printr-un partid așa. Ați făcut de un pulover acum. Eu v-am spus de un om și voi faceți un pulover, tot o îmbrodiți acolo. Nu, că noi am avut și altă experiență. De asta m-am mirat că am avut experiențe. La un moment dat, eu la un moment dat a trebuit să-i închid telefon de dor, că nu se putea, nu suporta. Domne, fiecare cu experiența lui. Depinde și cum vorbești. Că acum, dacă vorbești puțin așa de pe sus, agresiv și nu știu ce cu tare. Nu. Dar nu credeți că puteam discuta de subiecte mai importante, că astea sunt anecdote. Da. O chestie importantă cu biserica, nu vreți să faceți la Iud? Da. Drept pentru care ați și intrat într-un soi, înțeleg, de discuție mai puțin ortodoxă, tocmai cu Biserica Ortodoxă. Nu. Sau cu părintele Iustin Pârvu. Da, a fost acolo, cum să zic, o neînțelegere care, până la urmă, deci nu fac eu. Acolo este sub umbrela, a fost sub umbrela în Preasfinției sale Andrei Andrecuț, arhiepiscopul de Alba Iulia și acum este mitropolitul Clujului, Ardealului. Deci, ceea ce mi se pare foarte important, ca să o spunem așa. Dom'le, ce s-a întâmplat la Aiud? Știți ce s-a întâmplat la Aiud? Da. Ce s-a întâmplat? Închisoare politică... Câți au murit? Ce au murit? Câți nu știu. Nu, ce a murit acolo? Dom'le, știți ce a murit acolo? Clasa politică, intelectualitatea... Nu, clasa politică, nu. Asta trebuie să știți, să vedeți că nu știți. Clasa politică a murit la Sighet. La Sighet. I-a repartizat. Pe copii i-a arestat și a dus la Târgușor. Pe femei la Mislea. Toată harta țării astea e plină de deținuți politici. O secundă. Deținuți martiri, domnule. Aici e mare importanță. Nu știți ce preț am plătit pe bilețelul la dat de Churchill. Oameni care s-au opus, au stat drepți. Acolo a murit elită. Asta cu Churchill, iertați-mă, că se tot spune că ne-au vândut, se pare că n-a fost chiar așa. Că nu el ne-a vândut la nimeni. Pur și simplu lucrurile s-au întâmplat și nu se puteau întâmpla altfel decât așa. Nu putea Churchill niciodată să smulgă o țară exact graniță cu Uniunea Sovietică în veci. Și dacă se punea el în cap să stea la Stalin și nu, cu toți ceilalți. M-am gândit la următorul lucru. Din punct de vedere istoric, poate obiectiv este așa, m-am gândit la următorul lucru. Știi că din 45 până în 47 am plătit de două ori datoria de război. Am pierdut un război, da? Bun. O societate liberă care are de dincolo s-a câștigat. Important de spus că l-am pierdut, că unii zic că l-am câștigat. Am pierdut, de fapt. Nu, am pierdut un război, am fost implicați într-un război, într-o alianță și am pierdut-o. Bun, am plătit. Vi se pare normal că din 47 până astăzi, în timp ce vorbesc, noi să fim supuși unui experiment ideologic, că din 89 nu s-a terminat. Din 89 este o altă reeducare, dar un stil mai, o supă mai mare. Ca să distrugi, știi că pe bilețelul ăla că ți-au intrat 60 de milioane. Lumea liberă, care a venit din 89 peste noi, ne acuză că suntem vai de capul nostru. Păi da, au făcut-o, domnule. Dacă este să facem puțină istorie. N-aveau cu ce să facă. O secundă. Am intrat noi în război? Am provocat noi război mondial? Nu, dar în fine. Bun, intrăm în lucruri. Eu vă înțeleg, dar n-aveau. Nu, dar logic. Uite, stai puțin. Ai o situație. Cine a spus Grecia, deja. Nu, o secundă. Nu vreți să nu vorbim de efecte și să vorbim de cauze? Cine a făcut, domnule, toate distrugerile astea mondiale? De ce să pătimesc? Ție ți-ar conveni ca să-i facă o injecție unui copil, Doamne ferește, bă, aici, de sub, de 5 ani, să nu mai crească, să facă nanis hipofizar, conform unui împărțit politici? Una este să pierzi războiul și alta să-i lași pe seama un experiment. Ei au încurajat acest experiment comunist în lume și sunt responsabili moral. România trebuie să privească cu demnitate pentru că a plătit imens și plătește și acum, iar noi acum discutăm, de asta și toată discuția de astăzi s-a dus pe episoade din astea neimportante, epifenomene. Nu aveam de ales. Nu, aveați de ales. Eu cred că sunt importante, aveați de ales. Nici România, eu zic că nu aveam de ales. Atunci, domne, am avut o situație tragică, a fost o crucificare? Nu știu. Păi vezi, eu știu, asta e diferența, asta e distanța care îmi despart. Când o să afli că a fost o crucificare, atunci o să se schimbe multe și din emisiunea asta. Bun. Pe mine mă doare chestia asta. Mie mi-a murit cineva drag în familie. Ție încă nu.
Și mă doare. Iar ăsta care mi-a murit drag în familie se numește ce am avut mai bun în neamul acesta. Dacă poți să-l iei ca o chestie fanatică, sau poți să-l iei ca o chestie, bă, nebunul ăsta poate are dreptate. Și când începi să răscolești și să te duci și să vezi ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare, că se ocultează această jertfă și această demnitate de la noastră. De la Iud vorbiți. Peste tot, domne. Peste tot, tot martirajul ăsta din Pușcării se ocultează. Rezistența de munți, rezistența din munți se ocultează. Care este branduită ca legionare și de aia este perfect. Domne, nu mă interesează ce branduiesc ăștia, domne. Pe mine politic. Nu mă interesează să mă categorisească unul din afara țării peste istoria mea. Eu îmi fac istoria în țara mea. Eu spun cine este criminal de război și spun cine este erou național. Nu-mi face mie o organizație internațională chestia asta. Pentru că eu am pătimit. Hai să vedem unde este responsabilitatea. Și atunci o să vedeți că lucrurile acestea au creat niște efecte majore. De asta voi, săraci, discutați aici de subiectele astea mici, mai aduceți... Nu, dar alții discută de subiecte, mari. Și uite că nu s-a întâmplat nimic. Cât m-a costat? Mai avem două minute. Mi-am pierdut o oră aici, m-ați adus numai... O oră și mai avem două minute. Spune, ce mai vei, dragi? Ce crezi? Dați-mi foarte repede, într-un minut chiar, cum va arăta România, nu știu, în 10 ani? Ai făcut profet. Nu profet. Cum credeți că va arăta? Poporul român? Nu, uitați-vă la niciun profet. Cum credeți că va arăta din ceea ce puteți să... Da, am înțeles. Nu pot să zic pe 10 ani. Lasă-mă să gândesc mai mult în viitor. Eu spun ce cred, ce simt. Da. Paradoxal, eu simt că vom rezista. Și că tinerii ăștia care acum apar amețiți, e prea veche gena asta creștină noi. E neamul foarte puternic. E o situație dificilă, într-adevăr. Dar eu așa cred. Înțelegi? Fără să fiu... Bun, adică ce înseamnă să rezistăm? Ce înseamnă? Să nu vină turcii peste noi sau ce? No, deci eu în sensul manualelor de istorie. Iau și tu, că vezi și tu ce se întâmplă cu noi. Să nu ne pierdem identitatea, să nu ne pierdem normalitatea. Nu vezi că ce operații se fac aici, nu mini-invazive, hiper-invazive pe sufletul nostru? Bun, adică vrei să spuneți că ținutul secuiesc nu va reuși. Nici asta nu este o problemă. România e mult mai puternică decât e o problemă minoră. Ceea ce trebuie, cred eu, că va reieși din neamul acesta este un suflu răsăritean fantastic, care îl va ține... nu e istoria, o scriu oamenii, dar o face Dumnezeu. Bun. Și cu asta încheiem că e foarte bine pus punctul. Mulțumesc, domnule Puric. Mulțumesc. Chiar dacă credeți că ne-am pierdut, eu zic că nu și că a spus lucruri interesante, chiar și în condițiile astea. Vă pedepsesc și vă chem la teatru. Asta să fie pedeapsă noastră. Mulțumim mult de tot. Yes. Mulțumim.